Să vă urez o zi bună, să vă urez bun venit aici, în acest spațiu pe care noi îl numim spațiul expozițional Cecilia Cuțescu Tot. Este galeria noastră din ASE. Nu vă voi spune mai multe, pentru că sunt persoane abilitate să vă spună mai multe, atât despre acest spațiu, cât și despre evenimentul la care participăm. Eu doar o să-i salut cu mare plăcere pe maestru Pelmuș, pe maestru Anghin, pe domnul Niculescu, coordonator acestui proiect și, în orice caz, scuze că este chiar în spatele meu, pe domnul prorector Nicolae Studor, este prorector responsabil de relațiile noastre interinstituționale, inclusiv de acest minunat parteneriat despre care dânsul vă va vorbi. Îi mulțumim pentru participare, o să încerc să fiu cât se poate de operativă. Pentru că este o zi specială astăzi, suntem în plin proces de sărbătorire a zilei ASE-ului și, din păcate și din fericire, sărbătorim 99 de ani în această perioadă când ne-am înființat, intrăm în centenar și suntem un pic mai agitați și mai prinși cu foarte multe activități. Îi dau cuvântul domnului prorector Nicolae Studo, care știu precis că îi face plăcere să vă adreseze câteva cuvinte în acest prim vernisaj organizat în noua formulă de conducere a universității noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule prorector. Mulțumesc, profesor. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în primul rând, dați-mi voie să vă urez bun venit în Academia de Studii Economice pentru cei care sunteți pentru prima dată la noi instituție și bine ați revenit pentru cei care ați mai venit la acțiunile noastre. Pentru că văd printre noastre persoane care le-am mai văzut la vernisaj. Așa cum spunea și doamna profesor, acest proiect este un proiect unic în România, după câte știu eu, în ceea ce privește colaborarea universităților amici. Și vreau să vă spun că pe această cale trebuie să-i mulțumim domnului rector Ion Ierușca, care a pus inițiatorul acestui proiect. Și bineînțeles că proiectul a fost făcut de desemnătate în proiectul de studiu. În continuare, proiectul este să-l mulțumim în doamna atunci, pentru că un rector, patru instanțe și a nouă de studiu. Pentru că s-au mulțumit, eu am făcut parte și din cea mai mult, deci se asigură continuitatea și nu numai din mine, și prin anumite la fel și Senatul Academiei Studii Economice sprijină tot ceea ce înseamnă partea Academiei de Studii Economice. Pentru că este vorba de a aduce atât în atenția studenților, cât și în atenția Academiei Didactice, lucruri minunate de care trebuie să ne bucurăm toți. Legat de eveniment, noi l-am încadrat în acest eveniment deosebit pe care o avem în zilele acestea, pe 6 aprilie, Academia de Studii Economice, ne face o deosebită plăcere să putem să încadrăm acest mesaj în acțiunile noastre, cu ocazia acestei aniversări. Pregătim cu atenție centenarul și avem, zic eu, puțin timp la dispoziție pe care zile să-l pregătim. Pentru cei care știu ce înseamnă un astfel de eveniment, realizăm că trebuia să începem de ieri. Și bineînțeles că am dorit să avem un cadru felicit pe toți cei care participă la acest proiect. În primul rând, pe Ierul Gabi Nicolescu, care ești în dizvideție, pentru că este un suflet mare, pentru că ajută și pe noi, dar și ca artiști, să putem să prietenul nostru comun, artist minunat, Ion Mărginan,
meserie din absolut la gândirea artistice și manageriale. Și mai recent am înțeles că este și colegul nostru Dan Borică, așa, tot în acest lucru consultativ, să zic așa. Pentru că nu știam niște proiectul de sus, care mi se pare o idee excepțională, chiar așa cum se numește ea, e capitulară, ce frumos. Așa? De ce poate, din fericit pe cei care au vorbit acest proiect și țin autoritate în mână și cu mare iubire, se vede într-un moment și într-un loc în care artiștii plastici din România sunt obturați, ca să ne zic, loviți aproape din toate direcțiile, se cer sărci pe teritoriul întregului teritoriu al țării, se cer semne de administrare a activității celor 7.000 de artiști plastici care încă mai supraviețuiesc în acest moment. Și cu atât mai excepțional gestul acestui întreprinzător de a consacra un spațiu cu o calitate academică, chiar în inima creștilor. Și se îndemnice apele vizuale. Spin, țin un termen mai elastic, mai decent. Nu este o simplu efort de a ambienta un spațiu de trecere, ci este unul dedicat prezentării și cunoașterii reciproce. Artiștii să-și cunoască publicul, iar publicul să intre în contact cu personalități. Până acum, toate de rang ale artei plastice autohtone, așa cum n-au ocazia altfel să le cunoască, decât din mai posibil mijloacele mediatice, dar aici, acest extremat tineret, care este tineretul studios al Academiei de Științe Economice, s-a mă rog, universității mai noastră scrie, și chiar îmi place cum sună Academiei de Științe Economice, acest tineret foarte grav și entuziast și energic, care cred să lasă cucerit această vibrație excepțională, optică, vizuală, pe care iată și astăzi, și cam pe un, și un gest de ofertare excepțională a acestui lucru de care vorbeam mai înainte, are ocazia să intre într-o sală foarte serioasă. Sigur, pentru că nu și spun artista timp, expune, a expus că majoritatea galeriilor de artă, ala care sunt din București și din țară, dar într-un spațiu atât de generos, nu au niciodată cu aceste manifeste. Și mai cu seama dacă ne așteaptă și, să zic așa, plasticizare. Sunt foarte frumos. Așa, pentru el cred că este un element feliciant în momentul în care, câte am înțeles, nu duce pe bine. Nici noi nu ducem foarte bine, dar lucrurile astea înseamnă enorm. Care era și un destin mai trist. Pentru că îl pozitivează, îl motivează și îl așează pe medii în fața cevaletului și a lucrurilor să vorbim pe forțe atrizi din locurile se simte un enorm. Despre el, cred că foarte mulți aveți acest catalog, am găsit, am știut la oară să-l comentez, am încercat fără să mă repet, cu suport de citizile artistice pe care par, dintr-o realitate transpusă, reconfigurată pe asta. Pentru că este un pictor situat în realitatea netă. Mergând către expresia totemică, către simbolismul de facturi, dar nu mai puțin religioase, dar inducând o stare de sacralitate în suprafața tablului și, în orice caz, una de meditație foarte vibrată, foarte profundă și sensibilă a acestor imagini pe care el le oferă ca niște sublimări ale unui spațiu
realist pe care el îl convinge tatăl. Inspirația pe care a dat-o și încă mai este cel de sus, convinge către un anume discurs de tip suprarealist, fără a urmări neapărat de un exercițiu stilistic în acest sens. Natura lui este atât de puternică, natura lui acesta, instinctualitatea lui, este atât de puternică, încât ceea ce a reușit să dobândească, încă din primii ani, când a intrat în acest univers, în etimologie, s-au diversificat extrem de mult proces care continuă și s-au reîmprospătat aceste moduri figurative extrase din universul botanic, din universul zoomorf, din cel obiectual, mai mult sau mai puțin sacru sau profan, dacă prin patenție și metaliu, sigur, acumulările care țin de memoria vizuală, a educației artistice, ne trimit, bineînțeles, la modelele figurativismului simbolic și sau alegoric din extremul Orient, din spațiul arenian, sau din zona genuină africană, sau cea din timpurile foarte vechi ale Europei precreștine. Toate acestea sunt melanjate în mod extrem de savant, i-aș spune, fără să apreseze, fără, sigur, uimești, de ce mai multe uimește aceste alucinante construcții ale lui vizuale, pentru că oameni astea acest tip de suprarealism al lui este unul care ne introduce într-o zonă a visării de la timp, în place mie să spun. Și uneori chiar au existat piloase. Și iată, fiecare dintre țară a rămas statul de lui. Unor încearcă și pastel, am o grafică de ceva excepțional, mă așteptam să văd aici de timpul ăsta, care e de acces și de curs continuă. Pentru și senatismul ador fete continue care nu poate obosi, care incită și care de fiecare dată găsește resurse de titularitate pură în culoare. Maniera în care el își colorează fiecare compoziție este un as al compoziției. Fiecare platou o altă zicere, o altă construcție, o altă arhitecturare, nimic repetitiv. De-a lungul întregii din carieră, n-o să găsiți în sutele de tablouri o copie, o reluare a copiei. Copul este luat de la capăt. Și această facultate extraordinară combinatorie pe care se manifestă, această trecere extraordinară provind de la un centrism extraordinar al imaginii către un simbol puternic, el este pește. Thank you.